Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Putem spune că începe o nouă rivalitate între Slatir Colu și Halil Brahim Ceyhan. Noul serial al lui Halil Brahim Ceyhan, Dirty Sepet, va întâlni din nou publicul câteva zile cu episoadele sale repetate. Am aflat că Halil Brahim Ceyhan, rivalul Slatir Colu, are o petiție pentru ca episodul repetat al serialului să fie difuzat vineri. Pentru că nu poate exista o altă explicație pentru a repeta episodul unui nou serial într-o zi în care cele mai vizionate seriale ale săptămânii, precum seria Yali Kapkini și Kizilik Sherbet. Deși este greu de înțeles, el va fi în detrimentul acestui proces. A pune un serial la 8 vineri înseamnă cu adevărat să te pui pe foc. Acest lucru ar putea afecta reputația serialului. Prea puțină audiență nu dezvăluie un rezultat pozitiv pentru serial. Sau are loc celălalt scenariu așteptat și serialul poate obține un rating bun prin obținerea de telespectatori din serialele Yali Kapkini și Kizilik Sherbetet. De fapt, conducerea canalului decide în ce zi și oră va fi difuzat serialul, nu actorii. De aceea, serialele sunt puse mai întâi în zilele în care nu există competiție pentru măsurarea pulsului publicului. Dacă are performanțe mai bune decât se aștepta, data serialului este deja confirmată. Niciun management al canalului nu ar pune un serial nou, mai ales unul nou lansat, în aceeași zi cu cel mai vizionat serial TV. Seriale TV nou lansate sunt prezentate publicului prin redifuzarea lor la o oră potrivită, fie la miezul nopții, fie în zilele lucrătoare, în afara propriilor zile. Sperăm ca serialul lui Halil Brahim Ceyhan să fie popular ca și celelalte și să devină un serial popular. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!